Planul Național de Redresare și Reziliență, pe scurt, PNRR. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră au auzit de el, mai ales că executivul a inclus și două structuri agricole, investiții din banii Comisiei Europene pentru Irigații și depozite industriale. Problema este că aceste două direcții de investiții nu sunt acceptate încă de echipa europeană, partener de discuții pentru reprezentanții României la Bruxelles. Prim-ministrul și mai mulți membri ai cabinetului au avut în ultima perioadă discuții și negocieri directe. De fapt, unde a apărut blocajul? Palatul Victoria a trimis Comisiei o propunere pentru PNRR, inclusiv cu cereri de fonduri pentru irigații și spații de depozitare. Partea europeană a venit cu explicații, precizând că respectivele direcții de investiții nu fac parte din strategia europeană de redresare și reziliență. În acest context, Bucureștiul încearcă să convingă Bruxelles-ul că toate obiectivele cuprinse în PNRR sunt vitale pentru noi și mai ales pentru redresarea domeniului agricol, afectat atât de situația sanitară, cât și de condițiile meteo extrem de nefavorabile. Liderul de la vârful puterii consideră că și acum, am să citez, PNRR este un adevărat plan Marshall pentru România. Niciodată România în istoria ei nu a primit 30 de miliarde într-o formulă extrem de clară pe care românii trebuie să o știe. Am încheiat citatul. Astăzi a fost o zi plină la Bruxelles, în care practic reprezentanții României s-au întâlnit cu principalii comisari și au negociat, printre altele, pe domenii legate de energie și irigații. Comisia Europeană a spus inițial că finanțările se fac pentru apa desalinizată. Era o problemă legată de viitorul Europei și de faptul că în următorii 30 de ani se va pierde peste 25% din ceea ce înseamnă astăzi debite de apă curgătoare. Oricum, subiectul este deschis, îl urmărim, iar pe platforma Media Agro TV vă vom ține la curent cu toate informațiile. De precizat, România urmează să depună la Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență pe 31 mai, potrivit Ministrului Fondurilor Europene.